Bun găsit tuturor! Vă salut din nou cu drag pe toți. Mă bucur că sunteți împreună cu mine în această seară și putem să continuăm ceea ce am început, și anume de ce nu consum carne. Și cu această ocazie o să vă prezint alte 4 motive pentru care nu consum carne. Am vorbit în prima parte despre motivația religioasă și acum o să vă prezint cea de-a treia, și anume motivația nutrițională. Din punct de vedere nutrițional, în carne se găsesc în medie 18,5 grame de proteine. Valoarea biologică a proteinelor din carne are un scor chimic mediu de 76, fiind superior multor proteine vegetale, dar inferior proteinelor din ou sau lapte. Lipide se găsesc într-o proporție de 2 până la 40%, apă între 47 și 78%, săruri minerale, fosfor, calciu, fier, magneziu, potasiu, sulf, clor, vitamine, în special din grupul B, iar în ficat se găsesc și vitaminele A și B1. Ca și procente în diferite tipuri de carne, de exemplu în carnea de cal se găsesc 21,7% proteine, vită 21%, miel 21%, carnea grasă de porc 16%, păsări, curcan 20,1%, găină 21,6%. Cea mai mare cantitate de lipide sau de grăsimi se găsește în carnea grasă de porc 34%, de oaie 26,5%, gâscă 31,5%, rață 28,6%. Carnea bovinelor și a ovinelor sunt mai bogate în grăsimi saturate față de carnea de porc. Carnea grasă este mai săracă în vitamine. Carnea de porc este bogată în tiamină. Peștele, din punct de vedere al proteinelor, are o valoare nutrițională sau o cantitate asemănătoare cu cea din carne, cu celelalte tipuri de carne, 15-22%, apă 70%, grăsimile între 0,4-28% în funcție de specie. Grăsimile sunt reprezentate în special de acizi grași nesaturați, deci grăsimi lichide la temperatura camerei, între 72-82%. Peștii de apă rece au o cantitate crescută de acizi grași omega-3, vitamine A, D și din grupul B, minerale, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, mai săracă în sodiu și fier, și o digestibilitate crescută. Acizii grași omega-3 din pește au efect antiinflamator, scad colesterolul rău și trigliceridele. Pești, grăsimea, cum spuneam, este una lichidă. Carnea prezintă și o serie de dezavantaje pe care vi le prezint în momentele următoare. Un prim dezavantaj ar fi că intră ușor în procesul de alterare care se produce prin fermentație acidă, prin putrefacție și prin infectare și infestare. Fermentația acidă apare în cazul în care carnea se împachetează imediat după sacrificarea animalului, când țesutul este încă cald, la animalele suprahrănite înainte de sacrificare, la produsele care se țin în loc neaerisit, apare această fermentație acidă. O astfel de carne este aptă pentru consum după o spălare cu acid acetic 5%, dar este inferioară din punct de vedere calitativ. Cu siguranță se comercializează și astfel de tipuri de carne în care se spală cu acid acetic, dar valoarea din punct de vedere al calității este mai scăzută. Putrefacția are loc atunci când carnea este menținută la o temperatură și la umiditate ridicată în timpul prelucrării, păstrării sau transportului.
O serie de germeni aerobi sau anaerobi, cum ar fi Clostridium perfringens și alte tipuri de germeni, încep să descompună proteinele în procesul de putrefacție. Produsele care au suferit o putrefacție profundă sunt toxice pentru organism prin substanțele rezultate în urma descompunerii sau al toxinelor secretate de către bacterii. De asemenea, carnea, cum spuneam, poate să fie infestată cu diferiți microbi și dacă a fost dată în consum de la animale ce au suferit boli infecțioase, cum ar fi tuberculoza bovină, aceasta este valabil și în cazul consumului de lactate dacă provine de la un animal bolnav de tuberculoză, dar mai există și alte boli, cum ar fi trichinoza, antraxul, teniaza sau actinomicoza. Acesta ar fi un prim dezavantaj. Un al doilea dezavantaj este că prin fierbere, dacă prin prepararea cărnii, prin fierbere, afumare, uscare, vitaminele din carne sunt distruse sau cel puțin o mare parte dintre vitaminele, cel puțin vitaminele hidrosolubile sunt distruse prin prepararea ei. De asemenea, un al treilea dezavantaj este că evacuarea gastrică este întârziată datorită proteinelor ce necesită o aciditate crescută pentru a fi descompuse, iar carnea grasă necesită timp mai îndelungat pentru digestie. Și astfel cărnurile care sunt foarte grase sunt extrem de indigeste. De asemenea, un al patrulea dezavantaj se referă la carnea ce are un conținut crescut de țesut conjunctiv, ce are o valoare biologică scăzută, este greu digerabilă, nu conține toți aminoacizi esențiali. Acea numită carne dezosată mecanic, carnea ce rămâne pe oase după dezosarea manuală, poate fi ușor contaminată cu germeni patogeni, conține fragmente de os, cartilagii, tendoane, piele și un conținut scăzut în proteine de valoare. Cu alte cuvinte, nu orice tip de carne are și niște proteine cu valoare biologică ridicată, după cum spuneam, ci există și acest tip de carne desosată mecanic, ce are un conținut scăzut de proteine, cu o valoare biologică scăzută, greu digerabilă și nici nu conține toți aminoacizii esențiali. Al cincilea dezavantaj se referă la conținutul relativ crescut în purine, în special viscere și colesterol, fiind contraindicată în afecțiuni cum sunt guta și ateroscleroza. Organele, un al șaselea dezavantaj, organele, în special creierul, sunt foarte bogate în colesterol, în purine și în grăsimi saturate. Și o să vă dau câteva exemple de preparate din carne ce prezintă numeroase dezavantaje. Primul preparat sunt micii, care sunt foarte consumați, prezenți pe lângă marile hipermarketuri, în piețe și peste tot. Micii sunt preparate din carne tocată, porc cu vită, vită cu oaie sau dintr-un singur fel de carne. Conțin cantități mari de grăsimi saturate, aterogene, adică acele grăsimi care se depun pe vasele de sânge, densitate calorică mare, grăsimea oxidează rapid devenind indigestă și toxică, fripți pe grătar cu foc direct apar substanțe cancerigene, hidrocarburi policiclice aromate, benzpiren și dioxine. Conțin multă sare ascunsă. Din fumul acela și mirosul acela plăcut, îmbietor chiar pentru mulți oameni, irezistibil chiar,
rezultă substanțe cancerigene, după cum spuneam, aceste hidrocarburi policiclice aromate, benzpireinul și alte substanțe nocive, toxice pentru organismul uman, rezultând de aici un risc crescut de tot felul de afecțiuni cu precădere din spectrul digestiv, dar nu numai. Alte preparate care sunt nerecomandate pe lângă mici sunt chiftelele prăjite, cotletul, șnițelul, paneurile, plăcintele cu carne, ciolana fumat cu fasole, conțin substanțe cancerigene rezultate din prăjire, din afumare, foarte greu de digerat, hipercalorigene, grăsimi saturate în exces. O altă categorie de alimente din carne o prezint mezelurile, care sunt destul de prezente sau chiar în unele cazuri în alimentația unor oameni chiar foarte prezente, aș putea zice chiar zilnic, salam, cârnați, parizeri, cremvârști. Aceștia conțin 20% carne, mai conține și carne dezosată mecanic, cu valoare nutritivă scăzută, după cum am observat mai înainte, mai conține și slănină, făină de soia, grăsimi hidrogenate, sare, arome, conservanți, coloranți, amidon, gume. Aș putea spune că cel mai sănătos ingredient din aceste mezeluri ar fi soia. Făina de soia este cel mai sănătos ingredient din aceste mezeluri. Și cum, din ce povestesc oamenii care au prins și perioada comunistă, în care mezelurile de fapt erau niște mezeluri din soia, erau într-adevăr mult mai valoroase din punct de vedere nutritiv și cu un impact asupra sănătății mult mai bun. Poate că și acesta este unul dintre motivele pentru care poporul român nu suferea de atâtea și atâtea afecțiuni și nu existau atâția bolnavi de boli grave, cum ar fi cancerul, care rata lui crește tot mai mult. De asemenea, unele specialități din carne, cum ar fi pastrama, mușchiul, cotletul, sunt injectate cu saramură, cu fosfați, cu nitrați, cu nitriți, gume, da, niște compuși care rețin apă, pentru ca aceste specialități să fie mai, să cântărească mai mult la cântar, mai pufoase, să țină mai mult, se adaugă tot felul de aditivi, să fie și la gust, și la aspect, să arate mai bine, însă pentru sănătate nu sunt bune. Acum să vă spun și să vă vorbesc câteva lucruri despre pește. În ceea ce privește peștele, porția corectă se referă la 180 de grame până la 200, o porție de pește slab, ce conține 200 de calorii și 3 grame de grăsime, iar o porție de pește gras, 150 de grame, 240 de calorii și 11 grame de grăsime. Carnea de pește prezintă și ea niște dezavantaje, și anume poate să existe o hipersensibilitate la carnea de pește, pot conține substanțe toxice prin contaminarea apelor, cantități mari de mercur. Peștele de crescătorie este crescut cu hormoni și cu antibiotice, de altfel ca și alte animale crescute în ferme. Carnea acestor pești de crescătorie este mult mai puțin nutritivă comparativ cu peștii sălbatici. În timpul depunerii icrelor, unele organe ale peștilor devin toxice. De asemenea, icrele fiind consumate în stare crudă,
pot fi infectate cu microorganisme, salmonele, streptococi, stafilococi, devenind foarte periculoase pentru organism. Peștele este ca un burete în apă ce absoarbe toxinele din apă și le stochează în carnea lui. Noi consumând, dacă alegem să consumăm pește, ne alegem și cu aceste substanțe periculoase. Cum în ultimul timp știm cu toții și vedem și cu ochii noștri că poluarea a crescut foarte mult, poluarea apelor este foarte mare și peștii sunt poluați, carnea lor este poluată cu tot felul de substanțe toxice, cancerigene, periculoase pentru sănătatea noastră. Din punct de vedere al impactului asupra stării de sănătate, să vă prezint câteva consecințe ale consumului de astfel de preparate pe care le-am enumerat mai devreme la motivația nutrițională. Aportul crescut și prelungit de proteine animale duce la pierderi urinare crescute de calciu. Am văzut asta și când am vorbit despre lactate. Dacă nu ați văzut prezentarea, vă invit să o căutați pe contul AZSMR, pe contul acesta pe care transmitem și o vedeți acolo și vă invit să o urmăriți pentru că o să aflați lucruri importante. De asemenea, crește posibilitatea de osteoporoză, deteriorare progresivă a funcției renale, crește riscul de ateroscleroză, crește riscul de cancer de colon și de prostată. Observați câteva din aparatele ce sunt afectate de un aport crescut și prelungit de proteine animale. Aparatul locomotor, da, oasele sunt afectate, de asemenea rinichii sunt afectați, inima, da, și aparatul cardiovascular și de asemenea sistemul digestiv și prostata. Vedeți foarte multe organe sunt afectate printr-un consum de proteine animale, mai ales dacă este crescut. Organizația Mondială a Sănătății, cea mai importantă instituție de profil a planetei, a publicat în anul 2015 concluziile a 22 de cercetători din 10 țări ale lumii, care au evaluat peste 800 de studii științifice. Aceștia au constatat că există o legătură directă între consumul de carne procesată și cancerul gastric și colorectal, precum și între consumul de carne roșie și cancerul pancreatic și de prostată. Astfel, conform OMS, carnea roșie este probabil carcinogenă și nerecomandată consumului uman. Observați, recomandarea este carnea procesată are o legătură directă cu dezvoltarea cancerului gastric și colorectal, precum și există o legătură între consumul de carne roșie și anumite tipuri de cancer. Și această organizație ne recomandă că să evităm carnea roșie ca fiind probabil carcinogenă. Ce înseamnă carne roșie? Trebuie să vedem la ce anume se referă cuvântul acesta, carne roșie. Consumul de carne roșie, da? Vită, carnea de vită este o carne roșie, carnea de porc este carne roșie, carnea de miel este carne roșie, carnea de cal este carne roșie. Această carne crește riscul de cancer colorectal, mamar, pancreatic, renal și de prostată. Consumul de carne procesată este asociat cu riscuri mai mari de boli inflamatorii intestinale, boală Crohn sau colita ulceroasă, pe lângă celelalte afecțiuni ce sunt corelate cu un consum de carne procesată, cancer de stomac, de colon și alte tipuri de cancere cu alte localizări. Prin conținutul de aditivi ce îl au aceste mezeluri, salamuri, cârnați, creemvurști, parizeri, aceștia conțin inclusiv zahăr, nitriți, glutamat și diversi potențiatori de gust.
Efectele toxice ale nitriților sunt directe prin apariția methemoglobinemiei și indirecte prin formarea nitrozaminelor cu acțiune cancerigenă și mutagenă. Dacă un organism adult rezistă la apariția methemoglobinemiei pentru că nu se formează într-o cantitate foarte mare, adică blocarea hematiilor care transportă oxigen cu nitrat și cu formarea complexului acesta, fără să mai poată să mai transporte oxigen la țesuturi de către hematii, la un copil această problemă poate să fie una foarte serioasă. În schimb, la adulți, prin formarea de nitrozamine, combinația dintre aminoacizi și nitriți, formând în intestin nitrozamine, ce au acțiune cancerigenă și mutagenă. Alte consecințe ale consumului de astfel de preparate din carne sunt steatoză hepatică, adică ficatul gras, ficatul ce acumulează lipide sau grăsimi și nu-și mai poate dezvolta, nu-și mai poate face funcția așa cum trebuie, dislipidemie, ateroscleroză, HTA sau hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, supraponderabilitate și obezitate, pancreatite acute și cronice, arsuri, reflux gastroesofagian, crize hepatobiliare, somn agitat sau insomnie. Observați o serie de probleme numeroase ce rezultă în urma consumului de astfel de produse din carne, procesate, ultraprocesate, afumate și așa mai departe. Dacă alegem să nu consumăm astfel de preparate, sigur scadem riscul la această suită de afecțiuni, de boli numeroase și, de ce nu, dacă este posibil, de ce să ne încărcăm cu astfel de boli și să suferim când putem să nu o facem, când avem o variantă mai bună, să nu facem astfel de afecțiuni sau măcar să scădem foarte mult riscul de a dezvolta o astfel de afecțiune. Am discutat despre un punct de vedere al nutriției și un punct de vedere al impactului pe sănătate. Acum vreau să vă prezint cel de-al cincilea motiv, și anume din punct de vedere al impactului pe mediul înconjurător. Pentru a produce un kilogram de carne sunt necesare 7 kilograme de cereale. Pentru a produce un kilogram de carne de vită este nevoie de 15.500 de litri de apă, comparativ cu doar 290 de litri pentru un kilogram de cartofi. Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană, creșterea animalelor este responsabilă de 64% din emisiile de amoniac, una dintre principalele cauze ale ploilor acide. Un raport FAO din 2006 arată că aproximativ 18% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial erau produse de crescătorile de animale, ceea ce înseamnă chiar mai mult decât emisiile poluante produse de transporturi. Principalul efect este încălzirea globală, nu mai vorbim de impactul asupra mediului. Creșterea constantă a numărului de ferme cu sistem de creștere intensiv în diferite țări are consecințe majore asupra mediului înconjurător, atât pe poluarea apelor, dejecții de animale ajungând în ape, după aceea gazele degajate de dejecții și orice gaz din acesta inhalat este toxic atât pentru animale acvatice cât și terestre. Crescătorile de animale contribuie direct la fenomenul acesta prin revărsarea gunoiului de graz și indirect prin excesul de îngrășăminte din cereale folosite pentru hrana animalelor. Mai multe, numeroase cazuri nitrații din dejecțiile animale, dar și alți agenți patogeni ajung în pânza freatică, punând în pericol rezervele de apă potabile. Iată, există numeroase consecințe
și impact pe mediul înconjurător, pe afectarea mediului înconjurător, pe mai multe direcții, ca să spun așa, atât directe cât și indirecte. Indirecte prin creșterea intensivă a cerealelor și sărăcirea astfel a solului prin distribuirea de fertilizatori din aceștia chimici pe sol pentru ca cerealele să fie produse în cantitate mai mare, pentru ca animalele să fie hrănite și astfel tot mai multe păduri sunt defrișate și pentru a da naștere la teren arabil pentru a cultiva cereale și alte tipuri de furaje pentru creșterea animalelor și în felul acesta mediul înconjurător are foarte mult de suferit. După cum vedeți, și rezervele de apă potabilă se tot împuținează și trebuie să avem în vedere și aspectul legat de mediul înconjurător. La scară mondială, dacă o persoană și-ar reduce cu 75% consumul de carne de vită și cu 90% consumul de carne de porc, cu 50% consumul de ouă și ar tripla consumul de cereale și leguminoase, s-ar putea reduce la jumătate emisiile generate de animalele domestice. Se vorbește tot mai mult despre un regim tot mai sărac în alimente de origine animală pentru grija și impactul pe mediul înconjurător. Trebuie să avem grijă și de casa aceasta noastră a tuturor, numit Pământul, și putem avea grijă adoptând o dietă vegetariană. Și tendința la ora actuală și recomandările în nutriție, există această recomandare de a scădea drastic sau cât mai mult consumul de carne. Din punct de vedere al sănătății emoționale, suferința la care sunt supuse animalele pentru consumul cărnii în timpul creșterii, transportului și, în final, sacrificării este una enormă. Și nu aș putea să mai revăd anumite documentare, puteți să le căutați dacă sunteți interesați, să vedeți ce se întâmplă dincolo de ceea ce vedem noi în farfurie, adică în marile abatoare și în industria aceasta a cărnii, cruzimea insuportabilă. Pe de o parte ne este milă de animale, dar pe de altă parte le consumăm carnea fără prea mari remușcări. Și personal, nu pot să înțeleg această discrepanță între mila atunci când vedem un câine care este bătut sau un cal care este bătut de stăpânului sau dacă este omorât chiar. Dar putem să omorâm fără prea mari remușcări miei și alte animale, le dăm în cap, sunt supuse la niște suferințe cumplite. Puteți să căutați pe YouTube, nu sunt anumite documentare care prezintă suferința incredibilă. Deși nu au aceeași animalele, nu au aceeași impact al suferinței, nu pot să perceapă la fel ca noi suferința, dar totuși o suferință există și o simt și aceste animale și ar trebui să facem ceva dacă avem grijă și de sănătatea noastră emoțională, dar și de animale, să reducem sau să eliminăm consumul de carne. În concluzie, proteinele nu trebuie să însemne carne. De fapt, multe alimente vegetale sunt surse excelente de proteine, dar și alte produse de origine animală, cum ar fi ouă, lactate, am discutat despre asta în prezentările anterioare, sunt surse de proteine. Repet, proteinele nu trebuie să însemne carne. Știința ne-a arătat iar și iar că
Dacă mâncăm multă carne, cu atât mai mult creștem riscul de diabet, de boli de inimă, de accident vascular cerebral, de cancere. În schimb, cu cât mâncăm mai multe fructe și legume, cu atât scadem riscul pentru aceste boli, cu atât indicele de masă corporală este mai scăzut și în felul acesta putem să ne menținem o sănătate optimă. Când mergem data viitoare la piață, putem să alegem ce se vinde acolo în funcție de informațiile pe care le-am învățat împreună în această ocazie, dar și în celelalte ocazii. Data viitoare o să vă prezint despre proteinele vegetale, să vedem în ce anume din vegetale găsim proteine și dacă acestea sunt suficiente pentru buna funcționare a organismului uman. Până data viitoare vă doresc multă sănătate, Dumnezeu să vă aibă în pază și să ne revedem cu bine. La revedere! Bye, Jack.